În weekendul 21-22 septembrie 2019 vor avea loc o serie de evenimente culturale, artistice și istorice organizate de Primăria Municipiului Călăraș și Consiliul Local Călăraș pentru aniversarea celor 424 de ani de atestare documentară a Municipiului Călăraș, la care vor participa oficial delegații străine, istorici, artiști, elevi, sportivi și alți invitați. Manifestările se adresează publicului larg, fiind pregătite spectacole artistice, expoziții de artă fotografică, teatru de păpuși, spectacol de magie, concursuri și jocuri pentru copii, concert coral, concerte de muzică ușoară și populară, concurs de table, parada motocicliștilor, întreceri sportive, aniversarea celor 50 de ani de căsătorie a cuplurilor din Călăraș. Sâmbătă, 21 septembrie 2019, începând cu ora 10, pe platoul din fața primăriei, vor fi organizate activități dedicate celor mici, iar în sala de ședințe a primăriei Călăraș vor fi premiați elevii și sportivii care au obținut rezultate deosebite. Începând cu ora 11, se va desfășura parada retromobil, iar de la ora 17 va avea loc deschiderea oficială a zilelor municipiului Călăraș la Muzeul Municipal Călăraș. De la 18:30, pe scena amplasată pe platoul din fața prefecturii, vor urca artiști locali, ansambluri străine și invitați participanți la Festivalul Național de Folclor la Fântâna Dorului. Seara se va încheia cu un concert Eduard Sanda. Duminică 22 septembrie 2019, ziua va începe cu activități dedicate celor mici. Va urma concurs de table, premierea participanților la concursul național la Fântâna Dorului, Cupa Municipiului la mini handbal, meci de fotbal Old Boys, parada motocicliștilor, nunta de aur, gala concursului național la Fântâna Dorului, concert Joe and Band, iar cei de la Carla's Dreams va încheia seara. Încheierea evenimentului va fi marcată printr-un spectacol cu lasere, proiecții, text și imagini. Cam fiecare an de zilele municipiului Călăraș va fi sărbătorită și Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, miercuri 25 septembrie 2019, începând cu ora 16. În perioada 21-22 septembrie, Primăria Municipiului Călăraș, Consiliul Local, organizează manifestări dedicate aniversării acestui municipiu. Anul acesta se împlinesc 424 de ani, o ocazie cu care încercăm să aducem călărășenilor zâmbetul pe buze. Sunt două zile pline de activități, sunt două zile în care vor fi foarte multe surprize și sperăm ca la sfârșitul acestor zile călărășenii să simtă într-adevăr că ceea ce s-a întâmplat este de bun augur pentru perioada de toamnă și este un eveniment pe care să-l țină minte.